Iubești? Da. Nu se vede? Ba da, radiez. Da, mulțumesc, mulțumesc, da. Sper să iubesc în fiecare zi din ce în ce mai mult. Chiar dacă nu ne-ar fi răspuns la întrebare, tot ne-am fi dat seama că iubește. Și, așa cum ați observat și dumneavoastră, ochii Cristinei Ich strălucesc în momentul în care vorbește despre iubire. Iar motivul fericirii ei este Alex Pițurcă. De când cei doi formează un cuplu, sunt de nedespărțit și lasă pe toată lumea cu gura căscată în momentul în care își fac apariția. Astfel și-au făcut apariția la premiera unui film mult așteptat. Ea frumoasă de pică, într-o rochie neagră, superbă, cu un make-up perfect, care îi scotea în evidență și mai mult trăsăturile fine ale feței. Iar despre Alex Pițurcă, ce să spunem? Nici el nu e de dat la o parte și a fost la fel de prezentabil ca și iubita lui. Cu siguranță, atunci când a venit vorba de felul în care se îmbracă, Cristina Ich și-a pus amprenta. Altfel nu ne explicăm. S-au potrivit perfect. În seara asta arăt superb. Cât ai pregătit? Da, port o rochie simplă, neagră, cu o despicătură, nimic foarte special. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till I speak. Au fost multe priviri intense, dar și momente în care credeau că nu-i vede nimeni și astfel își mai șopteau câte o vorbă frumoasă la ureche. Nu putem să negăm faptul că sunt un cuplu frumos, nu-i așa? În seara asta n-ai venit singur, este Valentine's Day, spune-mi ce surpriză ai primit? Cred că ce primește toate fetele, flori, ceva, adică nu e o zi foarte specială. Cine se iubește, se iubește și de Valentine's Day, dar și în zilele fără nicio sărbătoare. Care e cel mai nebunesc lucru pe care l-ai făcut tu într-o sală de cinema? Cel mai nebunesc? Chiar vrei să spun? Nu pot să-ți răspund la întrebarea asta, dar am făcut destul de multe lucruri nebunești. Ups, glumă, glumă, dar un sâmbure de adevăr tot există. Să trecem însă și la lucruri mai serioase. Cristina, cum a fost experiența ta din filmul ăsta? Cum a fost să joci rolul de actriță? A fost destul de simplu. După cum ai văzut, am avut o scenă destul de simplă. Eu pentru scena în care am jucat, credeți-mă, s-a filmat o zi întreagă. Se muncește, deși la alții li se pare că nu facem nimic. Scuze, am emoții. Eu pe online n-am emoții deloc, dar când văd o cameră, am un trac, nu mai știu să mai vorbesc și sunt un eșec.